O femeie din Ialomița a transformat conservarea murăturilor într-o adevărată artă. Din legume, femeia realizează în borcanele cu castraveți și gogoșar pentru iarnă adevărate capodopere artistice. Murăturile sunt decorate cu chipuri de păpuși, flori, brăduți și motive geometrice. Astfel, conservele devin o încântare și pentru ochi, nu doar pentru papilele gustative. Mariana Gorgan, din localitatea Săveni, are 62 de ani. De când a ieșit la pensie, femeia și-a transformat beciul într-o adevărată expoziție. Murăturile artistice sunt pasiunea ei. Pentru a realiza operele de artă din borcanele cu conserve pentru iarnă, gospodina folosește doar legumele din grădina proprie. Am muncit la ele din primăvară, nu sunt stropite, nici mari cum sunt bune. Și vine acum iarna și ne ia la întrebări. Ce am făcut? În ziua respectivă, când am recoltat zarzavatul, legumele respective, tot în ziua aceea le și pun. Deci nu dau voie nici o noapte ca să se veștejească, să fie proaspete, să fie fragede, să fie așa. Și după aceea îmi fac întâi floarea respectivă pe un fund, după aceea îl pun în borcan. Atunci depinde ce imaginație am în ziua respectivă și materialul cu care lucrez. Cu multă migală, doamna Mariana construiește pentru fiecare borcan în parte un model artistic. O tăiem prima dată așa, după aceea, uitați, așa, ca să facem un ufăr din ceapă, în care dă foarte bine în borcanele noastre de toamnă. Poți face combinații, ceapă roșie cu alb, cu... Ia uitați! Asta s-a rupt puțin, dar n-are nimic. Ia uitați. Se mănâncă mai bine așa, dacă sunt ornamentate. Cu mai mult drag. Prima dată punem floricelele. Deci ne facem un așa, ca să putem să fie plăcut ochiului, să fie frumos și să vedeți ce frumos va arăta. Când, așa pe mijloc, când aveam sămânță de mărar, puneam și sămânță de mărar și ia să vedeți ce frumos. Uitați, așa. Și după aceea, când punem murăturile și până la urmă, nu că este un secret, pentru că eu sunt o persoană în care la toată lumea am spus, ca floarea ție să-ți stea aici perfectă, avem nevoie de un suport de țelină, de mărar. Punem în așa fel, uitați, ca să acopere cât mai mult din borcan și să vedeți după aceea ce frumoase ies. După aceea le umplem cu gogonelele, facem cu saramură, și se pune și puțin oțet, pentru că dacă punem numai la saramură, ele când fermentează, se tulbură apa, se tulbură saramura. Dar dacă punem puțin oțet și asta, ele rămân, ați văzut, limpede, așa, frumos, frumos, frumos. Da, și să vedeți, deci punem și codițele pentru aromă. Pentru că le avem, luăm și gogonelele pe care le punem acum și când ridicăm borcanul, să vedeți ce bine arată. Combinăm și gogonelele roșii, roze, așa, care n-au ajuns la finalitatea de a se coace și atunci iese foarte frumos borcanul. Este așa, un borcan frumos de toamnă, cu multă festiv. Pasiune. Festiv. Ale mele toate sunt festive, că sunt frumoase. Și le cu mare drag le fac. Uite și frumoase sunt. Stați așa, ca să... Acum completăm... Putem ridica borcanul? Da, putem. Deci, până când nu-ți faci... Ia uitați, vedeți ce repede. Ați văzut ce repede așa. Acum trebuie completat
pun sare, oțetul, zahărul, tot ceea ce îi trebuie și atunci decât completez. Să nu fac pentru fiecare capacitate a vasului în parte. Deci fac mai mult saramura. Și după saramura, da. Și după aceea le completăm. Uitați, cu ceea ce... Deci are și boabe de piper și boabe de... Muștar de tot ceea ce trebuie. Și după aceea, ia să vedeți, punând apa, să vedeți ce frumos ies în evidență. Da, uitați-le. Pe rafturile din beci stau aliniate zeci de borcane, care mai de care mai vesele și mai delicioase. Aici am o fetiță, am vrut eu să o fac așa, o fetiță mai modernă în care i-am pus un chipiuț, asta este din ceapă albă, asta este din ceapă roșie, aici un buchet floral care este din trandafir de dulceață, morcov, ceapă, mărar, floare de mărar, să iasă cât mai, un design cât mai frumos, cât mai plăcut. Tot sufletul meu și îndemânarea mea îl pun în aceste borcane. Pentru ca murăturile pentru iarnă să fie nu doar aspectoase, ci și gustoase, gospodina ne dezvăluie câteva secrete. Urmărești sterilizarea borcanului numai în momentul când verdele din borcan devine puțin gălbui. Deci nu cu ora ca să se fiarbă, să dea clocot, că atunci ele se încrețesc și au un design urât. Dar ele rămân perfecte, așa. Deci ceea ce ați văzut la castravetele când începe puțin el să se îngălbenească, ei opri focul și se scoate imediat din vasul de la baimarin pentru ca să fierbințeala să nu afecteze leguma. Se înfiletează și aici trebuie să avem grijă și faza întâia și faza a doua de închidere să fie perfect, uitați, se bagă la sterilizat. Și când aici începe să se îngălbenească puțin, imediat e gata. Se răcește, se dau la cămară. O parte dintre borcanele cu murături decorate ajung pe mesele prietenilor, iar cu altele, doamna Mariana participă la diferite târguri și concursuri culinare.